Bună ziua, dragii mei! Sunt Tarotela cu o nouă etalare pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Taur. Etalare pentru noiembrie, da, știu că am venit cu întârziere, îmi pare foarte rău. Sper totuși ca această etalare să fie interesantă. Ați trecut prin foarte multe, urmează să simțiți efectul, nu înseamnă că dacă au trecut eclipsele, gata, ați terminat. Nu. Începeți, intrați într-o nouă călătorie a vieții voastre, simt. În timp ce am amestecat acestea de cărți, au venit niște cărți foarte intense, foarte importante. Vulturul pe care știți că-l ador. Observați. Dragii mei, conectați-vă la cultura egipteană, că aveți și India, interesant, egipteană, indiană și eventual. Baroc. Acum, știu că nu fac curs de istorie artei, dar barocul. Arta barocă, 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 da. Are la bază un element, scoica. Trebuie să ieșiți din scoica, așa cum este acest cal care își caută libertatea. Oricineva se eliberează de voi și își regăsește autonomia, își schimbă viața, își regăsește puterile, sub ghidaj divin, și înainte și după eliberare, asta e, ori voi trebuie să vă eliberați. Scoica, ce face? Creează o perlă înăuntru. Pentru asta trece prin mari sacrificii. Iese, vedeți că și calul e alb și scoica e albă, iese din carcasă, din tradiții, din confort. Să ieși din confort e greu, mai ales pentru cei care au planete. Sau planete, anumite planete, Venus, de exemplu, ascendent, da? În Taur. Pentru că Taurul caută confortul. Asta e, caută confortul, caută stabilitatea. Și aveți Uranus, trăsnete și fulgere. Sunteți chemați la revoluție interioară, la transformare care va aduce noi valori, noi înțelegeri. Dar pentru asta trebuie să observați. Repet, posibil anumite mesaje care sunt în etalarea voastră se referă și la persoane din preajma voastră. Rude, prieteni, colaboratori, însă. Egiptul antic și India, iar foarte importante. Ganesha, cel care sparge blocajele. Pentru unii dintre voi, dacă îndrăzniți să ieșiți din zona de confort și să faceți această revoluție interioară și să vă regăsiți autonomia dincolo de tradiții, în acest proces aveți susținerea unor străbuni, a unor ghi spirituali, poate chiar a unei energii feminine, zic energie feminină, nu musai femeie. Cine face această mișcare, personaj cu aspecte, nu neapărat taur, aspecte în taur, sau oameni din preajma voastră, va ajunge nu doar să-și conducă viața, ci să o conducă și pe altora, dar într-un mod protector. Pentru că elefantul este protector, gen împărat. Împărăteasă. Împărat e energie masculină, totuși nu vreau să zic de împărăteasă, e energie masculină. Oh, interesant, da, trebuie să 31, apropo de 4 de împărat, dar trebuie să ieșiți din niște cicluri. Karmice, evident, karmice, secrete, măști, minciuni. Să vă ascultați intuiția, poate n-ați ascultat-o până acum, ne ascultați-o de acum încolo. Mesaj pentru unii. Aș vrea să fie mai puțin, mai scurt decât cea de la Scorpion, dar aș vrea totul să fie suficient de complexă să recuperez întârzierea și mai ales că treceți prin foarte multe. Aici parcă, așa, la, deci avem trei cărți. Before Tarot, înainte, Tarot, acum și After Tarot, după.
Pentru un anumit tip de viitor, zic în anumit, poate să fie de scurtă durată. Iar apare 2 de cupe invers. 2 de cupe invers poate să însemne o relație karmică pe care ați confundat-o cu o relație de suflet. Ați crezut că trăiți lângă un suflet pereche, dar a fost un suflet karmic. Pentru că au fost foarte multe conflicte, 5 de bâte, și lipsa discernământului, eremitul invers. Eremitul zodia fercioarei caută adevărul, pune lumină pe lucrurile pe care nu le vede, nu le înțelege, ca un lucru în clar obscur, în laborator, concentrare pe detalii. Hai să vedem ce nu văd alții. Faptul că a venit invers, sper că nu sunteți voi. Poate, repet, e o energie karmică de care vă veți detașa la un moment dat sau poate alții se detașează de voi, nu știu. Vreau să fiu neutră, deși țin cu cei pentru care fac etalarea și am pretenția că nu fac pentru zbuciumați și oameni care nu au discernământ. Dar lipsa discernământului apare într-o anumită formă aici, în acest context, în viitor. Dar în ce context? În contextul în care nu mai vreți conflicte. Bănuiesc că recunoaște situația. Ori un personaj, ori cineva din preajma voastră nu mai vrea conflicte, poate să fie o rudă de-a voastră care a trăit într-o relație karmică, a crezut că e suflet pereche, dar n-a fost suflet pereche. Și faptul că avem îmbrățișarea invers este lipsa îmbrățișării. Dezlegare. De acest conflict, faptul a venit conflictul invers, eliberarea de conflict. Eventual interesant, dacă nu e eliberare de conflict, poate să fie o atitudine extrem de pasivă. Tocmai lipsa discernământului un personaj care nu știe ce să aleagă, nu știe cum să acționeze, efectiv, își taie craca de sub picioare, nu se poate conecta nici la sufletul pereche și manifestă karmă în relația pe care o are. Karmă. La capătul setului de cărți, judecata. Posibil veți vedea cum alții vor fi judecați, sper că nu sunteți voi. Ideea este voi să judecați și viața voastră și viața altora ca să învățați, ca să renașteți. Judecata. Justiția. Interesant, cineva este în justiție. Clar, cineva este în justiție, are probleme, va avea. Personaj, repet. Poate să fie justiție divină, poate să fie justiție umană. Lipsa discernământului, a implicării sau a superimplicării. Interesant, au picat 3 petale tocmai acum. Roșii. Trei suflete suferă în acest context. Marea preoteasă, diavolul. Ori, fiți atenți, mare grijă, regretele, iar discernământ, alegeri importante. Regele de spade, în varianta sa superioară, puterea, în varianta sa, iar superioară în care se manifestă compasiune, empatie, înțelegerea, lipsa egoului. Și cavalerul de monede, cel care este serios asumat. Acum, undeva în viitor, ori voi, ori o persoană din preajma voastră, nu știu cine e această persoană, va avea de ales între a manifesta adevăr și odată manifestat adevărul, spus adevărul, gândit, discernământ, va atrage putere în sensul bun al cuvântului. Nu vorbesc de dominație, vorbesc de acel Ganesha. Puterea de a se conduce și de a-i conduce pe ceilalți cu dragoste, cu autoritate, cu înțelegere, cu, da? Considerație. Are de ales, va avea ori voi, ori cealaltă persoană. Între această energie, acest potențial, sau în a rămâne justiția pentru mine înseamnă ori un contract, ori o căsătorie. Căsătoria karmică este reprezentată și de diavol. Este o căsătorie semnată în condiții foarte oculte. Zic foarte ca să subliniez aspectul toxic.
care aduce regrete, pe care o regretați voi, cealaltă persoană sau nu știu cine. Și dacă nu e căsătorie, este un contract, poate să fie la locul de muncă sau pur și simplu, chiar dacă nu e un contract fizic, este un acord, comun acord între două persoane să manifeste un lucru. Dar acel lucru nu a fost corect. Dar a fost extrem de toxic, multe secrete, multe adicții, poate să fie... Dar nu vreau să intru, să dau multe variante, că nu vreau să mă încarc cu această energie. Dacă cine are de ales între aceste două energii, alege în continuare acest context, va intra nu doar sub justiție divină, dar și sub justiție umană. Cu alte cuvinte, tribunal, judecată, poate chiar și închisoare. Trebuie să spun și lucrurile astea. Vă place, nu vă place, asta e. Probabil că pentru anumite persoane aceste lucruri sunt bine de aflat. Și din cauza acestei atitudini, a lipsei de discernământ, pierde un suflet pereche. Pe care l-am văzut în puterea. Care altfel ar fi persoana de care are nevoie. Nu știu pentru cine vorbesc, repet, dar pentru cineva clar. Sper să audă persoana pentru care trebuie să vorbesc. Hai să vedem situația prin care sunteți. Ia uite, unde s-a oprit? La diavol. Și la casă. Trebuie să vă vindecați 17. 17, 15. Casa. Trebuie să vă vindecați de niște chestiuni toxice. Acasă. Sau în legătură cu o persoană care vă dă senzația de stabilitate. Sau în legătură cu acel confort, e o iluzie, confortul, stabilitatea e o iluzie. Asta nu zice nimeni să fie, nu înseamnă că trebuie să fiți instabil, dar stabilitatea, dragii mei, adevărata stabilitate o găsim în noi. Situația, pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în Taur. Situația, în noiembrie aproximativ. Wow. 16, interesant. În aceste de cărți, 16 reprezintă steaua vindecare, în tarot 16 înseamnă turnul. Interesant că atunci când am pregătit, am curățat spațiul și am aprins lumânarea, s-au răsturnat niște lucruri. Chiar m-am gândit la evenimente neașteptate. Posibil, eclipsele care au fost. Vă zdruncină. Viața vă cheamă la realitate, vă cheamă la vindecare. Și nu doar... Ia uite, situațiile astrologice, că e un cer înstelat, dar nu doar situațiile astrologice, energia lor, ci și oamenii vă cheamă să manifestați dragoste. Și am văzut 7, dacă nu greșesc, dați în urmă. 16 se reduce la 7, care înseamnă faetonul. Ori la vultur, uliu, de fapt uliu peregrin, ori la cal, că și calul înseamnă mișcare, eliberare. Faetonul merge către stea, trebuie să vă eliberați ca să vă găsiți vindecarea, să vă găsiți adevărata misiune, stea înseamnă misiune. Ați stat lângă... Sau poate să fie și un context, ia uite, iar 15... Poate să fie și un context profesional. Vedeți, rude. Iar. Ia uite, acasă, 2 și cu 3, 5. Schimbați acest mediu. Acasă aveți oricei. Aveți oameni care vă mănâncă, vă intoxică, cu griji. Poate să fie un fel de a gândi negativ, cu obsesii. Fiecare vrea, eu știu, un anumit tip de pâine și cheltuiți banii pe trei tipuri de pâine. Dau exemplu. Wow! Hai să mai vedem o dată. Taur, soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în Taur. 15-16. Ar fi o evoluție. Ar fi mare lucru. Interesant, Beaver, că tot a fost eclipsă de lună. Beaver, Blood Moon. Da? Poate să fie, iar 15 la locul de muncă, toxic,
observați, măi, cineva vă observă, clar, dar vedeți o diferență între observație și watcher, cel care se uită, vă urmărește. Dangerous. Pentru unii poate să fie lucru peste hotare, pentru unii, nu pentru toată lumea. Dar iar atmosfera aceasta planetară, eclipse, că tot a fost eclipsă, Beaver, da? În momentul în care îndrăzniți să ieșiți din zona de confort, mari minuni se vor manifesta în viața voastră. Dar trebuie să aveți răbdare, evident. Trebuie să aveți răbdare. Nu am tauri au răbdare, dar atâta răbdare încât nu mai ies din zona de confort. Unii. Deși știu că de când a intrat Uranus în zodia Taurului, foarte mulți ați fost chemați la redescoperire, știu Tauri care se reprofilează, care fac a doua facultate, care știu, au scris cărți, dar depinde de Tauri. Și sper totuși să vorbesc pentru Tauri de vibrație înaltă. Dacă aveți Tauri de vibrație negativă la care vă gândiți, încercați să înțelegeți că nu vreau să mă conectez la ei, deși energia toxică apare într-o anumită formă. Ce? A apărut ceva sau mi s-a apărut mie? Taur, soarele meu, Venus ascendent. Nodul nord în Taur. Soarele meu, Venus ascendent. Nodul nord în Taur. Cu cât aveți ascendentul de la gradul 20, 18, să zicem, înspre ultimul grad, ia uite, înspre 29, interesant, cu atât sunteți mai tauri. Loialitate. Dragii mei, înțelegeți loialitatea dintr-o altă perspectivă. În primul rând, loialitatea trebuie să fie față de voi înșivă, față de iar lună plină. 2 și cu 9, 11, justiție. Trebuie să fiți corect și loial față de voi înșivă. Să nu vă mințiți și să stați în relații karmice din așa zisa loialitate. Nu. Este ca și când ați fi lângă cineva, chiar dacă persoana respectivă lucrează într-o cauză, pentru o cauză negativă. Nu. Loialitatea trebuie să fie față de voi. Și aici apare cocorul care reprezintă Phoenix, renașterea. Apropo de Taur și opoziția Scorpion, Phoenix. Iar, Scorpion, da? Transformare. Trebuie să vă transformați emoțiile, să ieșiți din apele tulburi. Și să vă găsiți... Interesant, ăsta nu e tot Beaver? Castor? Să vă găsiți echilibru. Dacă nu este energia voastră, este energia cuiva care este ghidat, este protejat. Am zis, este un personaj. Sper că sunteți voi. Cei care ascultați acest canal să fiți de vibrație înaltă. Eventual, dacă simțiți că nu sunteți, că încă mai sunteți în karmă și aveți multe de vindecat, poate vorbesc despre ceea ce aveți voi de făcut sau despre alte persoane care vor să se libereze. Da? Protecție. Un personaj. Nu știu cine, voi sau... Repet, îmi doresc să fiți voi. Este ghidat. De un soi de mare preoteasă împărăteasă, cam așa vine. 2 și cu 1 3, împărăteasa, dar în acest context arată mai degrabă preoteasă. Un spirit foarte puternic, regal aș spune cu această leoaică și nu vorbesc de zodia leului, vorbesc de simboluri. Apa reprezintă emoțiile, grupuri. Grupuri negative și grupuri pozitive. Trebuie să ieșiți din grupurile negative ca să vă găsiți aerul, direcția, stânca, adevăratul, să vă găsiți direcția către adevăratul confort și stabilitate. Cine se eliberează, cine se transformă, este ghidat de divinitate. Atât pot să zic. Nu știu cine este, dar este ghidat, ghidată de divinitate. Loialitate. Loialitate față de voi. Repet, față de voi, față de noi trebuie să fim loiali. De principiile noastre. Da, pentru cei care au principii. Pentru cei care n-au principii, iaca. Vorbesc despre zodia Taurului, care încă nu are cartea.
Urmează că nu are coroana. Urmează, dar depinde ce faceți. Urmează să fiți încoronați, urmează să fiți informați dacă meritați. Și asta pentru că ați încercat să iertați și să vă rugați. Ia uite, să vă rugați să vă păstrați credința. Unii dintre voi trebuie să descopere, interesant, adevărul. Am văzut asul de spade. Aici este Excalibur. Vă rog frumos, citiți despre cavalerii, mesei rotunde, despre Arthur, despre legenda lui Excalibur. Coroana e aici. Urmează să fiți încoronați dacă reușiți să scoateți sabia, sabia dreptății. Nu o ține oricine, pentru că nu oricine merită. Și e stâncă, apropo de semn de pământ. Trebuie să ieșiți din zona de confort, să se spargă barierele, să vă eliberați de constrângeri, de tradiții, de și să lucrați cu voi. Ia uite, veți primi și bani, și vindecare, și succes în alt context. Posibil această energie, faptul că e înainte, ați simțit în ultimii ani, voi sau persoanele din preajma voastră. Și zic voi, când zic voi, nu mă refer doar la zodia Taurului, repet, poate să fie cineva cu ascendent, cu Venus, cu Luna în Taur și să fie o altă zodie. Și să combinați informațiile de la fiecare poziție planetară pe care o aveți. În trecut, Soare, Lună, Venus, ascendent, Nodul Nord în Taur. Stăteați liniștit în contextul în care pericolul vă pândea. Pericolul vă pândea și ați stat liniștiți. Aș spune o relație karmică. Poate că din copilărie. E o chestiune care ține de copilărie. Sau de o relație destul de veche. În care ați fost blocați. Poate de frică, de frica conflictului. Frica este reprezentată și de lună. Odată. Taur, două, care un moment ascendent, un om de trei ori. Regina de monede, 4 de spade și 2 de băte. Cineva n-a ascultat chemarea îngerilor și a pierdut oameni dragi sau situații. Justiția încă nu cuvânta. Îi pleca în acel context al unor nedreptăți, al unor excese eventual. Ați avut oameni în preajmă care au băut, au petrecut, s-au purtat nedrept. Probabil că oamenii aceștia, unii dintre ei, au murit. E moartea. Sunt în coșciuc. Pentru că n-au auzit chemarea, trezirea spirituală, trezirea la dreptate. Da? Și în momentul în care au fost chemați și n-au auzit, acest before tarot este destul de dur și after. Divinitatea a plecat din preajma lor. Pentru că au fost dezechilibrați emoțional și n-au cuvântat adevărul. Au preferat băutura, prietenii, distracțiile. Au preferat
să se uite de afară în catedrală. Au văzut lumina, dar n-au intrat niciodată în biserică. S-au uitat la alții cum lucrează și ei probabil petreceau. Sau poate furau. Sau poate mințeau. Că acest personaj lucrează, dar nu știm exact ce fac ceilalți, ce urmează să facă. Dar a trebuit să alegeți între. Da, wow, ce simt. A trebuit să alegeți. În ultima vreme, nu știu cât e de trecut acest sau de îndepărtat sau apropiat acest trecut. Variază de la om la om. Dar a trebuit să alegeți, doi de bâte, între a ieși din zona de confort, a să o schemați și voi. Și sper să auziți chemarea, pentru că aveți în familie, că e patru, casa patra, sau un preajmă, o mamă, o rudă, o energie feminină, care n-a auzit chemarea. Poate să fie și o energie masculină, variază de la om la om. Pentru că aici un bărbat. Care la pat, la pământ, aș spune. Într-o altă dimensiune. Iar energia feminină, foarte tentată de bani. Vedeți? Nu are banul în mână. Nu știe să-l creeze. Nu știe să-l facă. Preferă să-l primească. Și a fost tentată de bani. O energie feminină, de carieră, de poziții. Eventual, dacă ați auzit chemarea, ați început să vă vindecați. Varianta bună a acestui patru de spade este că eremitul. Să vă puneți în ordine gândurile, să vă eliberați de dezamăgiri și să mergeți prin acest portal către temperanță, către vindecare. Să faceți așa, este o călătorie astrală, mentală, sufletească. Poate ați început să faceți meditații unii dintre voi. Sătui de această energie, poate să fie și bărbat. Dar în mod special este o energie feminină, disperată după bani. Poate și după sex cu acest șarpe. Sau a folosit sexul pentru bani, sau a plătit pentru sex, sau pur și simplu s-a lăsat tentată de bani. Dar faptul că vine șarpele cu banul, vedeți-vă, e o chestie. Nu este un ban făcut de ea. Și dacă ați aflat adevărul, probabil că ați început să vă vindecați. Nu știu despre cine vorbesc, repet, dar despre cineva vorbesc clar. Și v-ați gândit că trebuie să mergeți către o nouă lume, iar alt portal. Și mâine e un portal, dar vorbim de un trecut. Poate ați fost tentați să călătoriți peste hotare unii dintre voi. După moartea cuiva, acasă, și observând energia feminină avară, după bani. Povești. În momentul în care vin cu aceste de cărți, știu că iau de altă petală. Și ai luat acum altă petală. Altă lacrimă, altă suferință. Interesant. Și tocmai pentru că ați suferit atât, unora dintre voi vă este greu să credeți că mai există dragoste adevărată. Poate ați devenit prea reci, unii prea logici. Posibil. Hai să vedem. Prezentul Taur, Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Taur. Nebunul. Trebuie să îndrăzniți, să o luați de la zero. Ia uite, iar 2 și 3. Ați ales să călătoriți. Peste hotare, probabil, sau urmează să începeți o nouă călătorie.
Către ce? Către independența voastră, nouă de monede, sau către o persoană echi... Wow! Mai! V-ați găsit perechea? Dacă nu e vorba să vă găsiți perechea, bărbați, femei, urmează să descoperiți echilibru în voi, cum a zis, justiția în voi, soarele în suflet, independența este prin voi, prin ceea ce faceți, prin ceea ce munciți. Nu așteptați. Dar nu cred că regina de monede aceasta din trecut sunteți voi. Poate să fie o rudă, poate să fie o prietenă, o iubită, cineva. Din acest motiv apare zero. Chiar sub ea. Ia uite, se mișcă lucrurile, schimbare, da? Persoana respectivă n-avea credință. Și realitatea față de acest personaj se zdruncină. În fine, mergeți, călătoriți către o persoană asumată care muncește pentru fiecare monedă. Eventual sunteți voi aici, unii dintre voi, sau da, unele. Și vi se va face dreptate. Pe lângă ceea ce ați acumulat, veți mai primi și dragoste. Și poate vă veți căsători și veți avea copii cu cine trebuie. Pentru unii dintre voi. Interesant. Și veți bloca acea colaborare. Dați-mi urmă, uitați, aici, trei de monede. Colaborarea cu oamenii care n-au credință. Care vă pun în cârcă prea multe, care sunt prea conflictuali. Wow, ce frumos! Acum, repet, dacă nu este energia voastră, este alte persoane. Dar dacă e altă persoană, posibil că are aspecte în taur, persoana respectivă, soare. Poate să fie o separare de o mamă, poate să fie de o separare de mama copilor cuiva. Din niște motive. Și vă găsiți mama interioară, copilul interior și soția ideală în alt context eventual. Trei de cupe, patru de cupe. Am văzut mai devreme patru de cupe. Da. Iar personajul. E un personaj din trecut care probabil că a băut, a petrecut prea mult. Și unor vă mai aduceți aminte de acest personaj. Ziceți, nu, nu. Când mergeți undeva, nu, nu vreau, nu vreau. Tocmai cu gândul la acest personaj care și-a plătit karma pentru excesul. Pentru viața de exces pe care a trăit-o. Acum, dacă ați fost puși într-un triunghi amoros, într-o anumită formă, interesant că apare și Marea Preoteasă, o dragoste secretă. Interesant, interesant, interesant. Sunteți supărați, într-adevăr, cu patru de cupe, dar știți că trebuie să o luați de la zero. Trebuie să o luați de la zero. Aici este o dragoste secretă, ia uite, flancată de eremici de Marea Preoteasă. O iubire divină între doi oameni care sunt introvertiți și își doresc cunoașterea și cunoașterea de sine. Și ar apare doi de bâte. Dacă ați ales să vă eliberați de acel trecut, de prietenii de proastă calitate, de oamenii de acasă, apropo de 15 și de 4, da? 4 e casă. De proastă calitate. Sau disperați după bani, cum am zis mai devreme, veți descoperi. Sper să alegeți. Oricum cineva alege. Adevărata dragoste. Interesant că apar îndrăgostiții 6 și avem aici 15. 5 și cu 1, 6. Aici este o dragoste toxică. De fapt nu e dragoste, este codependență. Și aici este dragoste. Adevărată. Divină. Echilibrată. Cei doi se caută.
De mult timp. Aș vrea totuși, înainte să continui cu viitorul, să clarific totuși nebunul. Clarificăm cărțile. Nebunul pentru Taur, Soare, nu avem să ascendem în un nord în Taur. O dată. De două ori. De trei ori. Da, încheiați, iau te-ați lumea și misterele și secretele în legătură cu bani, fricile, încheiați un, nou, un ciclu, apropo de ciclurile pe care le-am văzut și mergeți într-o nouă direcție. Clarificăm nebunul. Da, vreți să renașteți judecata. Vreți să puneți granițe personale, interesant. Șapte de bâte. Este combativ, dar poate să folosească această combativitate și la nivel, într-o altă tactică. În ce sens? Să pună granițe personale. Față de cine? Față de persoana despre care am zis, persoanele din trecut sau din persoanele, situațiile din trecut. Dacă știți că ați avut a face cu oameni nebuni, nebuni în ce sens? Obsedați de bani, de sex, de băutură, de distracții, adică care n-au judecată, m-a zis de eremitul invers, lipsiți de discernământ, vreți altceva, îi blocați pe ei. Vedeți că mesajele sunt cum sunt. Și uite, și-am deschis la Taur. Ia uite, Taur și Steaua, și Vărsător, în ce sens? Și Peștrac, Scorpion. Dar nu, iar Fecioară și Leu. Nu asta vreau să spun. Semne de foc. Nu asta vreau să zic, că să nu știu câte semne. Ideea este că una este să ai credință adevărată, autentică și să vindești și să-i vindești și pe ceilalți și să aduci bucurie și să aduci putere celor din jur și să ai curaj să-ți urmezi misi... aici aveți de a face cu un ghid spiritual, cineva a intrat în viața voastră ca și ghid spiritual, da? Consilier de suflet care vă ajută și vă dă putere. Așa. Și una e să stai în tradiții învechite și nepotrivite. Trei de cupe. Odată. Ia uite, nu sunt prea multe. Iar evenimente neașteptate. Trei de cupe a fost clarificat de asul de monede. Hai să vedem. Dacă vă găsiți adevărul și dacă învățați să vă iubiți, aveți parte, veți avea în curând parte de binecuvântări. Da. Pentru că pentru mine trei de cupe înseamnă și întâlnire cu prietenii. Poate, nu știu dacă e vorba de copil aici, depinde de context. Dar bucurile acestea cu alți prieteni de calitate cu care puteți să creați noi valori. Poate să fie un proiect care vă aduce bucurie, un dar de bani care vă aduce bucurie, dar asta, repet, dacă meritați. Și dacă vindecați, vă eliberați de cei care vă joacă mental, vă eliberați de conflicte, de stres, tăiați strimurile. Eu un fost, o fostă, cineva din copilărie care vă tot sâcâie. Vă influențează negativ. Dar asta pentru unii dintre voi. Patru de cupe. Pentru că judecata înseamnă renaștere, da? Dacă știți să puneți granițe personale unde trebuie, vin și binecuvântările. Pentru că divinitatea nu vă lasă goi, nu, vă dau o haină. O haină de bucurie, o haină valoroasă, de lumină, protectoare. Tot avem Ganesha, ați văzut Ganesha, patru de cupe. O dată, trei ori. Și ați văzut, a venit de neașteptat acest as de monede. Vine neașteptat bucuria. Succesul, proiectul, începutul, un nou început, o nouă relație. Trei de cupe. Eremitul. Semnul Fecioare. Eventual. Învățați să vă analizați supărările. Învățați să analizați unde v-ați irosit emoțiile.
în petreceri, voi sau alte persoane, cu alte cuvinte, observați cum a fost carta de la început, observați din greșelile altora, mai ales a celor din familie sau mediul apropiat vouă, prieteni, locul de muncă. Poate să fie și străini, dar observați și învățați să vă vindecați. Extraordinar îndrăgostiții. Cineva a lăsat o iubire în urmă ca să fie părăsit de o relație karmică. Și aici este. Vă analizați. A meritat să las în urmă colaborarea fructuoasă, oamenii buni, oamenii echilibrați, dragostea, echilibru din mine, ca să merg înspre 5 de monede, înspre sărăcie emoțională și financiară sau și poate chiar și sexuală, că-s două bâte acolo. Și totuși cineva consiliază cu tot sufletul în această poveste. În această poveste am spus la modul foarte neutru, pentru că nu știu cine pe cine consiliază. Da? Am spus-o, sper că sesizați uneori neutralitatea ca să vă găsiți poziția. Dar v-am zis, aș prefera să fac etalări pentru oameni treziți. Cât de cât, măcar un pic, judecata, care au ascultat, măcar în ultima clipă, chemarea. Chemarea la ce? La salvare, măi. La salvare. Semnul cruci. Salvare. La pace. La vindecare. Păi, chiar, revenim aici. Soarele nu vine să ascende nodul nord în taur. Odată. Iată, tot apare. Regina de cupe. Cineva își va deschide sufletul, ori voi, ori persoana la care țineți, nu știu cine, regina de cupe, peștera, scorpion. Eventual, sau nu neapărat zodie, cineva cu aspecte înalte. Aici e variantă înaltă. O dată, două, trei ori și pe el. Culegeți roadele muncii voastre, unii dintre voi, am văzut 9 de monede. Culegeți roadele muncii voastre și ce mare bucurie avem. Puterea, ce frumos. Regele de spade. Ah, și doi de spade. Interesant, a mai apărut 4. Da, interesant, ce frumos, vedeți? Vă eliberați. Interesant. O să clarific. De moartea aceea din familie, bărbat, femeie, nu știu, care v-a bântuit nopțile, v-a afectat iubirea, v-a afectat felul în care v-ați privit ca femei, ca bărbați, da? Deci e o moarte în familie, da? E o mare suferință. Oricum, o să mai clarific doi de spade, oricum, mergeți către mari transformări, veți avea un suflet care vă va susține cu loialitate, cu înțelepciune. Deci este uliu pe care l-am văzut mai devreme. Este Excalibur și coroana. Cineva care a descoperit adevărul. Poate sunteți voi, descoperiți adevărul din voi, principiile voastre. Dar, repet, cineva vă ajută. Vă ia alături. Și dacă renașteți de acel context în care ați avut în preajmă oameni, ia uitați, tentați, dați în urmă să o vedeți mai bine, de bani, de sex și să nu facă nimic, dacă îi blocați și renașteți și ascultați chemarea, aveți parte de oameni care vă oferă protecție, leu-i foarte protector în varianta sa înaltă. Compasiune, empatie, susținere reciprocă. În adevăr.
Clarificăm 2 de spade. Clarificăm 2 de spade pentru Taur, Soarele, Luna, Venus, Ascendent, Nodul Nord din Taur. Extraordinar, Regina de Monede. Am senzația că blocați persoana aceasta, dar cum vine tot pe diagonală și începeți, renașteți într-o nouă relație. Pentru că acest personaj v-a abandonat pentru bani sau v-a desconsiderat sau n-a avut timp de voi. Emoțiile sunt înghețate, pasiunea... Cred că nici dacă este o persoană, cum să zic, cu care unii dintre voi a stat, nu contează bărbat, femeie, ce acest personaj. Marcat foarte mult de pământ. Și voi sunteți de pământ. Dar pământul are și calități, are și defecte. Acest personaj a manifestat mai degrabă defectele din varianta sa pământeană. Am zis, e chestiune de loialitate, păi măi, iar revin la un text pe care l-am spus la Scorpion, My Friend of Misery, oamenii se bucură când sunteți în mizerie, când sunteți în sărăcie, când sunteți în probleme, pentru că nu vor să fiți mai sus. Una e loialitatea față de voi, față de principiile înalte, față de oamenii care vă ghidează și vă ajută să vă transformați în bine și alta e să fiți loiali oamenilor care vă țin întuneric, întuneric apropo de întunericul pe care trebuie să străbată eremitul, care vă trădează, care vă dezamăgesc, care vă țin în ape tulburi. Și repet, nici sexual nu oferă, dacă e vorba de o relație intimă, nu oferă cine știe ce. Sunt în cârje. Și nu puteți să mergeți departe. În această relație nu puteți. Unul nu vede, altul nu poate să meargă. Nu puteți să mergeți departe față de relația care ori urmează să se manifeste dacă alegeți corect și blocați pe cine trebuie, da? Îndrăgostiți-i puterea sau colaborarea. Și repet, poate nu e relația voastră, poate este relația cuiva din preajma voastră. Poate să fie copilul vostru. Deși aici am vorbit de o mamă, de o rudă. Bănuiesc că nu sunteți voi. Nu știu. Poate să fie, eu știu, o prietenă avară și o altă prietenă care ajută. Vedeți? Dar în această, să zic, supărare și tăcere... Cineva meditează, meditează la dragoste adevărată, la echilibru, la vulnerabilitate, la divinitate. Și eventual va lăsa în urmă relația karmică, toxică. I-am zis, blocați persoana care se gândește doar la bani. Care se privește în oglindă, oglindă oglinjoară, cine e cea mai frumoasă din țară. Fugiți! Derupeți pământul. Eventual. Eventual. Da, cineva pleacă peste mări și țări să se vindece. Clarificăm puterea. Acum, dacă voi ați avut probleme cu zodia Taurului, nu vă gândiți că toți sunt chiar așa. Ce frumos! Doi de bâte! Ia uite, dacă inițial am doi oameni care se susțin, care merg printr-un portal, doi de bâte l-am văzut și mai devreme în prezent, dați în urmă, dar doi de bâte, dacă alegeți, alegeți corect, areți, oameni cu care colaborați, nu trebuie să lucrați doar voi ca să le dați lor. Cineva doar a muncit ca să dea altora. Oameni cu care colaborați. Ce frumos o atinge pe mână. Interesant, același roșu și alb, roșu și, eu știu, venil, da? E și pasiune și vindecare în această legătură care va fi.
Și poate să fie prietenie, poate să iau asul de cupe. Oameni care vă aduc vindecare, care nu sunt conflictuali. Sunt jucăuși, sunt creativi, dar nu conflictuali. Ia uite, asul de monede, în continuare. Va fi bine. Ia dăm și pe regele de spade. O dată. De două ori. De trei ori. Judecata. Învățați să judecați. Cam, ia uite, justiția iar apare. Poate să fie un avocat și diavol, wow! Între relație echilibrată și relație toxică, ce zisei? Poate ați avut de-a face cu Capricorn, deși nu proiectez pe Capricorn energie toxică, sunt și Capricorn minunați. Poate a fost balanță, poate a fost semn de apă, nu contează. Foc de orice, regretați, va regreta. Cine a fost toxic, va regreta nespus. Cine a avut minciuni, frici și adicții și nu și-a dorit, nu a dorit să le trateze, va regreta nespus. Da, interesant. Cineva va căuta relații totale, relații adevărate. Și va rămâne în urmă o femeie căutând în cupele, cupelin, amintiri. Nu știu cine e această femeie. În condițiile în care un bărbat va pleca. Ia uite, să-și găsească fericirea și să lucreze la această fericire, să facă bani într-un mod onorabil, în cazul în care n-au fost făcuți onorabil. Justiția. În fața justiției și regele și săracul trebuie să respecte aceleași reguli. Wow! Cărți intense, că tot au fost eclipse. Cărți intense. Asta e judecata. Renaștere, renaștere, renaștere. Ce poate fi mai tulburător? Transformare. Dar unii dintre voi care știți, sunteți convinși că ați fost un arahabil, veți fi protejați. Ia uite, I love you. Vă transmite universul. Că unii meritați aceste cuvinte și în primul rând să vă iubiți pe voi. Pentru că cine stă în relații toxice, cine ia uite, nu se iubește. Cereți ajutorul, dacă e nevoie. Sau dacă cineva vă cere ajutorul, fiți de ajutor. Ask help, be supportive. Și priviți iar 11 numărul justiției, dar nu doar și al flăcărilor gemene. Priviți cât de puternici sunteți. Înapoi la ceea ce iubiți. Voi, cealaltă persoană, nu știu, dar hai să vorbim de voi. Înapoi la ceea ce iubiți. Cu adevărat, nu la ceea ce vă creează dependența. Sfatul. Eventual, hai să vedem sfaturi. Taur. Ia uite. Lăsați trecutul în urmă și tot apare Capricorn dintr-un anume motiv. Onorați-vă sentimentele. Aveți încredere în ele. Analizați situația, observați situația. Lăsați trecutul în urmă. Aveți grijă cum vorbiți? Pentru că ceea ce vorbiți se manifestă. Dacă stați lângă oameni care nu vorbesc coerent, nu au discernământ, părăsiți, aveți încredere în norocul vostru și în noroc și norocul vostru și în darmă și în karmă. Cam atât. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Numai bine. Ceau, ceau.